De salutare tuturor, bun venit la un tutorial. De data asta vreau să vă arăt cum să puneți CSGO-ul pe 4x3 pe Intel HD Graphics și chiar și pe laptopul lui cu Nvidia, care nu au opțiunea, efectiv laptopurile puțin mai vechi nu au opțiunea direct în driver. Chiar dacă updatezi ultimul driver, tot nu o să ai opțiunea respectivă, așa că trebuiască să te bazezi pe Intel HD Graphics indiferent. Asta se aplică și pentru, este cu Intel HD Graphics, se aplică pentru absolut orice computer cu Intel HD Graphics. Poate control panel-ul ăsta nu o să arate așa la fel, dar sunt acele setări în control panel. Vă duci în primul rând, deci vedeți chestia asta, vă duceți la display, vă duceți la scale to full screen, îl selectați de scaling, vedeți aici scaling. Și probabil o să aveți așa sau așa, indiferent o să aveți, dați scale to full screen, dați apply, da, și lăsați așa. Și acum o să aveți CSGO-ul 4x3 când îl schimbați direct în el. Din păcate nu pot să vă arăt pentru că pe filmare nu se vede efectiv treaba, dar cel puțin mie mi se vede. Și acum am mai zis, se aplică și pentru laptopurile care n-au setarea în driver direct de la Nvidia. Deci e o chestie, da, de nașpa pentru cei cu laptopurile mai vechi de Nvidia. Cam atât a fost cu acest tutorial. Eu am fost Andrei SMR. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă a apucat acest tutorial. Este un tutorial foarte simplu. Nu am ceva să explic mai mult. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!